sigur putem să îmbunătățim. Cel mai probabil fiind un ten deshidratat, de aceea și sunt vizibili porii, deci trebuie să rezolvăm și partea aceasta de hidratare, și intern și extern. Și extern, da. Și de asemenea putem să ajutăm prin exfoliere, din diferite variante de exfoliere de care povesteam, pentru că în momentul respectiv forțăm tenul să se regenereze, forțăm pielea să se regenereze și cele mai bune rezultate în momentul în care avem o exfoliere chimică sau o exfoliere prin hidrodermabrazie de care vorbeam, este o luminozitate, este o diminuare a porilor. Și de asemenea un refresh al pielii. Deci putem să mergem în direcția aceasta de hidratare și de exfoliere în același timp. Și evident depinde foarte mult dacă există și ten de, sunt și comedoanele încărcate, atunci evident trebuie și curățare. Și curățare. Da. Curățarea o putem face la cosmeticiană sau chiar și în saloanele de estetică? Depinde foarte mult ce servicii oferă. Da. Dacă este un ten normal care nu are probleme speciale, probabil că se poate face în mai multe locuri. În cazul în care vorbim de un ten sensibil, este bine probabil să facem sau la dermatolog sau la institut de estetică, cum avem și noi, în momentul în care avem și medici în echipă și atunci pot să gestioneze mai bine un ten cu probleme.